fiind președintele Comisiei NAA, fiind președintele Comisiei din Senatul de Transporturi, este o funcție pe care cred că o merită organizația județeană Doj, însă cred că este o presiune foarte mare pentru domnia sa, vom fi alături de dânsul și cred că trebuie să și vedem că se va realiza ceva pentru Craiova, pentru Doj, sub mandatul domniei sale și avem cel puțin două autostrăzi, una spre Vitej și una spre Vest, în care vrem să vedem pași făcuți de un ocean de-a nostru. O să, cu riscul de a mă repeta, o să spun și eu câteva lucruri care s-au spus mai devreme, pentru că vreau să întăresc ce au spus antevorbitorii mei, dar înainte de asta vreau să vă spun, apropo de ce vorbea domnul Călinoiu, care zice că este de 20 de ani în partid, eu sunt de vreo 19 ani în partid, ne-am întâlnit acum vreo 19 ani, domnul Călinoiu, erați lângă mine acolo pe listă, în locul semi-eligibil, sau așteptam să plece doi ca să intrăm și noi consilieri locale, dar vreau să salut atmosfera de lucru din cadrul organizației noastre și dacă își aduce aminte și domnul Călinoiu și cei care sunt mai vechi, de-a lungul timpului, de foarte multe ori erau conflicte între organizația județeană și organizația municipală, inclusiv la nivelul organizațiilor de tineret, nu știu la celelalte, cine reprezintă, pe cine reprezintă, de unde sunt membri, cum face toată chestiunea asta. Pot să vă spun că în toată această ultimă perioadă pe care o știm, de la alegerile trecute până acum, alegerile cu din partid, nu am avut niciodată o disensiune între ce înseamnă conducerea organizației județene, conducerea organizației municipale și celelalte organizații din județul Dolj. Vă mulțumesc pentru asta, doamna primar și președinte, vă mulțumesc doamna secretar general. Și cred că faptul că există o echipă arată și rezultatele pe care le avem. Sunt foarte multe lucruri care s-au spus legate de administrație, le-am văzut, le știți. Cred că ar trebui să îi felicităm și să le mulțumim tuturor colegilor care au crezut în șansa Olguței Vasilescu de a fi primar al municipiului Craiova și care au sprijinit-o acum 3 ani de zile. Mă felicit și pe mine cu această ocazie, atât ca membru PSD, cât și ca cetățean al Craiovei, pentru că ce am reușit să vedem în acești 3 ani de zile și vedem cu ochiul liber peste tot unde ne putem deplasa, de la o stradă asfaltată, de la o canalizare băgată, de la niște blocuri vopsite, refăcute, de la fațade, centru vechi, lucruri pe care au spus și colegii mei, arată o mână de gospodar și arată poate lucruri pe care nici noi nu credeam că le poate realiza doamna primar în acest mandat, sau poate că doar speram că le poate realiza în acest mandat. Încă o dată felicitări și mulțumiri tuturor care s-au implicat în această campanie electorală și, în primul rând, felicitări și mulțumiri dumneavoastră, doamna primar, că ne mândrim cu tot ce ați făcut în Craiova. Ca președinte de organizație județeană, așa cum începusem, ne propunem să câștigăm minim 90 de localități, dar poate cea mai importantă organizație sau cea mai importantă localitate unde ne propunem să câștigăm primăria și să avem primarul de la PSD, este municipiul Craiova. Așa că de la acest microfon, cel mai înalt for de decizie al PSD Craiova, și anume conferinței județene, cu autoritatea funcției de președinte al organizației județene, vă transmit această sarcină, să faceți tot ce depinde de dumneavoastră, ca noi, după alegerile locale din 2016, să avem primar din partea PSD. Și ca să spulberăm toate discuțiile pe care le-am mai auzit, cei de la PMP, cei de la PDL, cei de la nou PNL, vechiul PDL, care inventează tot felul de chestiuni, eu vreau să vă propun astăzi și să supun la vot candidatul pentru funcția de primar al municipiului Craiova pentru alegeri următoare, în persoana Liliei Olguța Vasilescu. Nu trebuie să fac laudatio, am făcut de foarte multe ori, am făcut atunci când domnia s-a venit în partid și o știam din Parlament. Spuneam că este un plus pentru organizația noastră să vină și să activeze la Dolj. A și dovedit acest lucru. Supun la vot această propunere a mea, conferinței organizației municipale, ca viitorul candidat pentru funcția de primar al municipiului Craiova să fie doamna Liliei Olguța Vasilescu. Cine este pentru? Vă mulțumesc!
Abțineri, împotriva, în unanimitate, ceea ce înseamnă că a votat și domnul Tănăsuică. Un al doilea lucru pe care mi-l propusesem și cu asta închei, și n-aș vrea să credeți că mi-e teamă de concurență, o să fac ceea ce urmează să fac, sau o parte din ceea ce urmează să fac colegii de la Comisia de Propuneri. Am tras și totul și am văzut și ce au făcut. Vreau să vă propun candidat pentru funcția de președinte al organizației PSD Craiova, pentru toate realizările pe care le-a făcut, și administrativ și politic, pentru lucruri de care ne mândrim, și au spus și colegii mei, singurul municipiu reședință de județ cu peste 200.000 de locuitori și sunt multe unde PSD a câștigat, singurul centru universitar unde PSD a câștigat, toate competițiile la care s-a participat PSD Craiova a câștigat. Cu felicitările de rigoare vă propun candidat pentru funcția de președinte al PSD Craiova, pe doamna Lia Olcuța Vasilescu. Întreb statutar, dincolo de ce a făcut Comisia de Propuneri, dincolo de propunerea mea, dacă se află și o altă propunere din sală, dacă domnul Tănăsuică are o altă variantă, nu are. Dacă este o singură propunere, supun la vot această propunere pentru funcția de președinte. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Abțineri, împotrivă, în unanimitate, doamna primar este nou președinte al PSD. O să o rog pe doamna primar să ne adreseze și să vă adreseze câteva cuvinte, dar înainte de aceasta o să rog președintele de Comisiei de Propuneri, este vorba despre domnul Cătălin Roșculete, să vină să facă propunerile pentru ceilalți colegi din conducerea organizației PSD Craiova, cât și propunerile pentru funcția de delegați. Presupunem dezbaterii și votului, după care o să invităm la microfon pe nestemata noastră, pe doamna primar, Ioana Vasilescu.